Un bătrân în vârstă de 91 de ani a căzut pradă flăcărilor care i-au cuprins locuința de pe strada Bucești din municipiul Târgu Jiu. Acesta a fost transportat la spital de o ambulanță din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj pentru acordarea de îngrijiri medicale după ce a suferit mai multe arsuri la nivelul feței. La fața locului s-au deplasat 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj. La fața locului s-au deplasat 3 autospeciale din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu. Incendiul se manifesta generalizat la nivelul locuinței, a transmis Florin Chisim, purtător de cuvânt al ISU Gorj. Până la sosirea salvatorilor, vecinii au sărit să ajute la stingerea focului fără să stea pe gânduri. Cauza producerii incendiului a fost lăsarea nesupravegheată a unui aparat de încălzire electric.